Furt pe jumătate la o casă de amanet bijuterii din Constanța. Un furt surprins pe camere. Un tânăr îmbrăcat lejer în training cu o șapcă pe cap a intrat în imobil și a cerut vânzătoarei să arate câteva dintre bijuteriile expuse. Nu după mult timp, după ce a studiat în detaliu un lanț fără prea mult stres, individul i-a smuls vânzătoarei lanțul din mâini și a fugit. Cu jumătate din lanțul din aur. Asta deși lângă el se aflau alți doi clienți. Polițiștii încearcă și acum să-l identifice și să-l prindă pe hoț.